pica și picătura pica-pica vă zice bine ați venit în Clubul Exploratorilor. Astăzi picătura pica-pica vrea să ne facă cunoștință cu prietenii ei, care se numesc tecelușii. Bună ziua, tecelușilor! Bună ziua, copii! Suntem tecelușii, foarte jucăuși. Lumea vrem să explorăm, cunoștințe să acumulăm. După ce ne-am prezentat, curioși sunteți cumva să vedem ce va urma? Vai copii, dar unde sunt instrumentele noastre? Trebuie să facem o magie. O magie, ziceți copii, că trebuie să facem? Să încercăm. Focus, focus. 1, 2, 3. Să apară instrumentele dacă vrei. Vai copii, priviți. Pe masa noastră a apărut o cutiuță. Oare ce să fie în această cutie? Tecelușilor, voi ce credeți că este în această cutie? Poate niște zahăr. Ador zahăr. Dar eu zic că este friște. Este foarte sănătoasă pentru copii. Eu vă propun să nu mai stăm pe gânduri să ghicim, da? Dar să deschidem cutia să vedem ce se află în cutie. Copii, în această cutie este nisipul. Este copii nisipul. Și vom începe să studiem nisipul cu lupa. Nisipul este un fel de praf mineral care provine din sfărâmarea unor anumite stânci și care se află pe malurile mărilor și prin pustiuri. Componentul principal este cuarțul. Nisipul este utilizat ca material de construcție în industria sticlei sau pentru extragerea unor componente utile. Uscat, poate să curgă, este ușor și îți dă senzația de ceva moale, delicat. Joaca cu nisipul uscat este binefăcătoare și plăcută. Eu copii vă propun să aducem plaja în camera noastră. O să turnăm nisipul. Ce face nisipul? Nisipul se varsă. Copii, dar ce trebuie să facem ca nisipul nostru să ia o anumită formă, să fie modelabil? Că trebuie să turnăm apă. Haideți să încercăm. Deci, să vină apă. Dacă amestecăm nisipul cu apă, el devine tot mai greu și mai închis la culoare. Capătă calități de pământ, devine solid și modelabil. Din nisipul umed putem crea sculpturi tridimensionale. Eu vă propun să înlocuim nisipul obișnuit cu nisipul kinetic. Nisipul kinetic copiază nisipul normal din râu. Este mult mai ușor de modelat, nu se împrăște și nu face mizerie. Cu ajutorul acestui nisip kinetic ne dezvoltăm abilitățile motrice și creative. Prima impresie pe care o ai când începi să manevrezi este așa ceva nu poate fi. Este o magie. Nisipul kinetic îți aduce distracție de pe plajă. Nu aveți nisip kinetic acasă, astăzi vom încerca să experimentăm cum se pregătește nisipul kinetic în condiții de casă, cu doar câteva ingrediente simple. Sunteți de acord? Ingredientele pentru experimentul nostru. Avem nevoie de bicarbonat de sodiu, sau se mai spune sodă alimentară, un vas, detergent pentru vase și colorant alimentar, da? De diferite culori. Înainte
de a începe orice experiment, trebuie să îmbrăcăm echipamentul de protecție, să ne punem ochelarii de protecție și rugăm cineva din maturi să ne ajute la experiment. Așa, pentru început, turnăm detergentul de lichide într-un vas. Așa, înturnat. Acum luăm un colorant alimentar, eu propun să luăm culoarea roșie. S-a dizolvat culoarea roșie, da? Detergentul de pentru vase. Acum, bicarbonatul de sodiu îl turnăm în bolul nostru. Deci poate fi oricare bol. Dar eu am luat unul transparent ca să vedeți. Așa, este suficient. Și acum, bol, turnăm soluția noastră colorată. Eu cred că este suficient și amestecăm. Copii, dacă nu vă reușește experimentul din prima, eu vă propun să încercăm de mai multe ori. De aceea și se numește experiment. Să încercăm să facem până ne reușește. Bun, copii, după ce l-am amestecat, vom încerca să construim diferite figurine tridimensionale. Așa, umplem figurina cu acest amestec obținut. Nisipul kinetic în condiții de casă. Așa. Și acum vom încerca să vedem ce s-a primit. Așa. Primim multă figurină. Ia priviți, copii. Iar acum, copii, vom încerca să tăiem această figurină. Tăiem la jumătate. Ia priviți. Copii, dacă v-a plăcut experimentul nostru, apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu toate noutățile noastre și dați un like și un share ca să afle și prietenii voștri. Hidraulica, picătura pica-pica, prietenii noștri de celușii, vă zicem pa-pa, până data viitoare!